Salutări tuturor și bine v-am găsit la GSP Live. Discutăm în această dimineață despre lupta pentru titlu din Liga 1 și despre greșelile interminabile de arbitraj din ultimele etape. Alături de un om implicat în această bătălie din ce în ce mai aspră, este vorba despre Ștefan Gadola, acționar minoritar la CFR Cluj. Bună dimineața, domnule Gadola! Bună dimineața! Ce faceți, în primul rând? Bine, bine. Multă treabă. Da. Mergem înainte. Cum sunteți mulțumit de punctul ăsta obținut in extremis cu FCSB acum două zile? Cum ați privit dumneavoastră ce s-a întâmplat acolo? Eu am spus că scorul a fost 1-1 pentru noi. 1-1 pentru voi. Deci un punct cât o victorie. Absolut, absolut. Este un punct foarte important și sincer ne-am bucurat de el. Chiar dacă noi ne-am dus... Deci am fost pregătiți să mergem să câștigăm, să luăm 3 puncte. Dar după cum am jucat și ce s-a întâmplat, suntem mulțumiți cu acest punct. Nu prea ați mai bătut-o pe FCSB în ultima perioadă. Aveți deja două meciuri la rând în care nu ați câștigat. Bine, excludem Supercupa, dar știu că era o tradiție ca în campionat să învingeți pe FCSB. Acum ați început să aveți așa mai multe probleme cu cei de acolo. Da. O să-i batem, aveți răbdare, mai avem încă ultimul meci la noi. Da, deci spuneți că punctul ăsta se poate dovedi decisiv în lupta pentru titlu, punctul obținut in extremis al alteri. Nu v-aș putea spune chiar că este decisiv, încă mai sunt 5 meciuri. Dar este foarte important, foarte important că avem un avans de 2 puncte față de locul 2. În ceea ce privește, a spus că sunteți mulțumit de punctul obținut, dar în ceea ce privește aspectul jocului, Bastara Panduru, de exemplu, analist la Telecom, spunea că dacă nu era greșeala lui Vlad, CFR putea juca până dimineața și tot n-ar fi marcat. Ei, fotbalul este așa cum îl știți. Am avut și noi ocazii, am ratat, au avut și ei ocazii, au ratat. Nu pot să spun că a fost un meci foarte frumos, dar haide să... Fim realiști, dacă știți, în urmă cu vreun an, toată lumea zicea că nu jucăm frumos și am luat 3 ani la rând campionatul, fără să jucăm frumos, pe vremea lui Dan Petrescu. Deci a fost un meci cu ale lui, cam, ce să zic, și noi ocazii, și ei ocazii. Faptul că Vlad acolo, nu știu dacă a greșit, că mingea aceea a sărit din nisip, să zic așa. Cum sună asta? A sărit din nisip. Cum sună asta? Nisip pe un teren, pe un dreptunghi verde. Vedeți? Și chiar în nisip a dat burcă, vedeți? Antrenorul Edi Iordănescu vorbea de o justiție divină după acest gol. Cu nisipul, cum spuneți dumneavoastră. La urmă așa este. A fost într-o zi de Paști, atare, acolo sus cineva ne-a iubit. Sau ne iubește, să spun așa. Cine v-a plăcut din echipa CFR-ului contra celor de la FCSB? Dacă ar fi așa să nominalizați 2-3 jucători sau ceva plăcut la jocul echipei? În primul rând, eu l-aș lăuda pe Arla, pe Araunski. A apărat foarte bine și ne-a salvat de câteva au fost, să zic eu așa, momente în care am avut mari emoții și noroc că a întins mâna sau a boxat. După aceea, cum să vă spun, sigur, mi-a plăcut și Ciprian Deac, s-a luptat, a muncit, el este un foarte luptător, se dedică total echipei, mai ales în acest meci, a dorit neapărat să luăm cele 3 puncte. Până la urmă și ceilalți au fost, ce să zic, au fost o echipă bună, să zic așa. Da. V-a fost dor de Arlauschi, l-ați nominalizat acum, din nou cu câteva intervenții salvatoare, cum ne-a obișnuit și în sezoanele precedente. Credeți că i-a lipsit CFR-ului Arlauschi în acest sezon după ce a plecat în prima parte a sezonului? Și îmi vine acum în minte acel meci cu Young Boys din Europa League, decisiv pentru calificare, știm ce s-a întâmplat acolo. Da, eu, cum să spun, eu sigur că țin la Arlauschi, îl cunosc foarte bine, știu de mult timp, e un portar foarte bun, foarte, să zic eu, dedicat echipei și tot.
Poate că un pic ar fi fost bine să fi rămas la noi, dar a ales să plece și atunci, sigur, până pot să spun că și Blăgrădean a fost în foarte multe meciuri extraordinar și a apărat foarte bine. Dar știți cum e, și fotbaliștii au zile mai bune, mai puțin bune. Pot să spun aici și mi-aduc aminte cu multă plăcere când era Dorinel Munteanu, îmi spunea câteodată, zice, Ștefane, zice, sunt zile când îți vine mingea pe picior, în alte dăți, nu poți, n-ai cum. Așa e fotbalul. Da. Așa e și la Porta. Vorbeați de Arlauskis, de ce nu ați reușit să-l păstrați însă vara trecută și cum de a fost convins să revină Arlauskis? Părea că și-a luat adio definitiv de la CFR Cluj, de la România, atunci când a plecat vara trecută, după câștigarea titlului, după acel meci de la Craiova. Deci Arlauskis a fost decizia lui să plece anul trecut. A fost decizia lui, a plecat. Acum, nu l-am întrebat, pot să vă spun sincer, nu intru în aceste amănunte, că de ce a plecat de acolo și a revenit la noi. M-am bucurat și l-am felicitat și i-am urat mult succes că a venit la noi. În rest, sunt problemele lui personale. Să știți că, și trebuie să vă spun asta, portarii sunt jucători mai puțin deosebiți. În ce sens deosebiți, domnule Gadola? Păi gândiți-vă că, puneți-vă în situația lor, dumneavoastră ați sări în picioarele unui fotbalist, așa, că, cu fața? Eu n-aș putea. Vă dați seama, când se aruncă. Spuneți că portarii sunt expuși mai multor riscuri. Absolut. Și ei sunt puțin, hai să zic, mai curajos, mai nebuni. Sunt... Sara, ați văzut, sunt deosebit, sunt fantastici. Eu n-aș sări, n-aș putea să fac. Vorbesc când sar la minge, când sar la picioarele jucătorului, cu care atacantului. Sunt deosebit, deci mult, foarte curajoși. Și cu toate riscurile, că sunt riscuri mari, știți foarte bine. Când... Și Arla s-a accidentat cu câtva timp și iată, a revenit, ne bucurăm de el și sper să apere mult timp și bine. Echipa noastră. Rămâne și din vară? Cât timp are contract Arlauskis? Da, rămâne. Deci... Dar rămâne și Bălgrădean? Dar atunci dacă rămâne Arlauskis, mai rămâne și Bălgrădean? Pentru că e o competiție acolo în poarta CFR-ului. Este, dar eu cred că e foarte bine că e o competiție și așa e și normal să fie o competiție. Sper să rămâne și Bălgrădean. Eu îl stimez și pe el, este un portar bun și... Da. Domnule Gadola, cu Mario Camora se întâmplă ceva în ultima perioadă? Pentru că cred că putem vorbi de oarecare, nu știu, lipsă de formă față de cum ne-a obișnuit Mario Camora la începutul sezonului sau poate în sezoanele precedente, evoluții care l-au propulsat și către echipa națională. Parcă în ultima perioadă îl vedem mai obosit pe Mario Camora, să se simtă și numărul ridicat de meciuri pe care le-a jucat în toți acești ani la CFR. În mod sigur se simte oboseala, este clar. Pe de altă parte trebuie să spun că Mario are un bebelaș de câteva timp, de o lună și ceva, aproape, două. Da. Poate că mai și plânge pe noapte, îl rajează, glumesc acum. Dar Mario și el este un jucător care se dedică foarte mult echipei și știți foarte bine, nu mai rețin meciul în care cred că a dat vreo 15, dacă nu chiar mai multe centrări, a fost după mine jucătorul acelui meci. Sunt într-adevăr și meciuri în care a mai greșit în ultima vreme, dar trebuie să recunoaștem că și a făcut și lucruri foarte bune și e drept, încă o dată vă spun, au fost câteva momente în care a greșit și poate că am și luat un gol din cauza lui, dar în schimb el este, am spus, se dedică total, este extraordinar, îi place fotbalul și este pentru fotbal. Credeți că resimte un pic și presiunea asta de când e la echipa națională? Trebuie să vă spun că el a fost emoționat. Foarte emoționat. S-a văzut asta în jocul lui de fiecare dată când a intrat, când a fost titularizat de Mirel Rădoi. S-a simțit o nesiguranță nespecifică pe care nu o vedem în mod normal la CFR Cluj. Și cu toții ne-am întrebat unde e acel Mario Camora de la CFR Cluj. Ce se întâmplă cu el
când vine la echipa națională. Deci, încă o dată, Mario este un băiat extraordinar, un băiat de un caracter deosebit. Eu știu, vă spun, ne știm foarte bine și, repet, în momentul când a luat cetățenia română, a fost foarte emoționat și foarte mândru, iar când a fost titularizat și a jucat, e clar că s-a văzut pe el că are, să zic, emoții și un pic de trac. Da. Mergând un pic, domnule Gadola, către zona aceasta a arbitrajelor din Liga 1, cum vi s-a părut prestația lui Radu Petrescu din meciul cu FCSB de luni? Pentru că s-a născut o furtună. CFR nu a primit un penalti, cei de la FCSB au reclamat că Burcă trebuia să primească cartonaș roșu la acea intervenție de la penaltiul dictat pentru FCSB. Cum ați catalogat dumneavoastră evoluția lui? Aici am, să zic așa, am ascultat și eu părerea câtorva, zic eu, profesioniști în acest domeniu. La cel 11 metri făcut de Burcă, am înțeles că nu trebuia neapărat cartonașul roșu. N-a fost un fault foarte dur, a fost un fault, să zic, fault, de acord, a fost 11 metri, dar nu, era de cartonaș roșu. Regulamentul în vigoare spune că decizia a fost corectă, cartonaș galben, da. Și atât. Păi, tocmai asta am spus și eu, că am ascultat și, repet, specialiști în acest domeniu, care știu foarte bine regulamentul și au spus-o foarte clar, nu trebuia, deci nu era cazul de cartonaș roșu. Și am și văzut și eu de mai multe ori acea fază, repet, n-a fost un fault dur, n-a fost nimic, a fost într-adevăr, l-a lovit la picioare, fault de 11 metri fără roșu. Deci mi s-a părut o decizie corectă. Dincolo la acel 11 metri pe la Deac, acolo, ce să vă spun, Cipri a și spus și a spus că pe el chiar l-a lovit, a fost lovit. Acum, arbitru a văzut, a fost mai aproape acolo, a luat, știu, acea decizie. E păcat că noi nu avem VAR, mă uitam și aseară la meciurile din Europa League. Să știți că VAR-ul face foarte multe lucruri. Am văzut chiar ieri când era cu PSG-ul în 11 metri, dar a văzut și arbitru imediat a dat. El a fluierat ca și cum ar fi 11 metri, imediat, da. După ce a văzut VAR-ul a și spus, era umăr, clar. Ce mai e? Clar. VAR-ul, să zic eu așa, lămurește foarte multe lucruri. Că și arbitrii. E normal să nu vadă totul. Este absolut normal. Nu poți să ai o vedere de 360 de grade, să vezi din toate părțile. Noi când o să avem VAR, oare, domnule Gadola? O întrebare pe care o tot punem tuturor conducătorilor, tuturor oamenilor de fotbal sau celor noi, de la LPF, ca și club, noi dorim, am dorit să fie și, repet, am și spus-o și spun, nu, e urma de, să zic, de dorința clubului. Este de a fi un arbitraj cât se poate de corect. De asta ar trebui și VAR-ul și să eliminăm orice suspiciuni sau orice, știu eu, că cine fluieră pentru o echipă sau alta. Cu ajutorul VAR-ului, repet, din experiența care am văzut-o și trebuie să spun așa, acum văd meciurile din Germania, din Liga Germania, trebuie să vă spun că sunt niște reluări fantastice, se vede în amănunțime ce s-a întâmplat acolo și poate să ia arbitrii, poate să ia o decizie corectă, sau să zic foarte corectă. Da. Întorcându-mă puțin la acea fază cu penaltiul pe care CFR Cluj nu l-a primit, cred că ar fi fost un adevărat scandal, s-ar fi declanșat un adevărat scandal dacă CFR Cluj n-ar fi izbutit în cele din urmă să egaleze. Cred că sunteți de acord. Probabil ați fi fost și voi extrem de vocali. Păi, hai să spunem, norocul a fost cam egalat, că dacă nu, într-adevăr, eram supărați, mai ales că noi am și ieșit cu acea declarație în care suntem supărați că am fost, de multe ori nu i s-a dat fault, fie 11 metri sau chiar lovituri libere, și chiar acum cred că se umplea paharul peste și curgeam afară de supărare și poate de frustrare. Dar finalul a fost extraordinar, în ultimul, penultimul minut să egalăm, așa că, repet încă o dată, suntem mulțumiți și e bine că e așa.
Apropo de supărare, supărat a fost și Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, care chiar și la 24 de ore după finalul meciului tot analiza, întorcea pe toate părțile acea fază cu Burcă și opinia dânsului era că ar fi trebuit să se acorde cartonaș roșu, în ciuda ceea ce spune regulamentul. Cum ați privit voi de la Cluj tirada asta a domnului meu Mihai Stoica vis-a-vis de arbitraj? Deci, eu, să zic așa, eu l-am văzut întotdeauna pe Mihai Stoica foarte, foarte dedicat clubului luptător și, sigur, absolut normal, foarte subiectiv. Faptul că părerea, știți cum, părerea lui, a lui este că ar fi trebuit să fie roșu, repet, au spus-o alții că nu trebuia. Deci, zic eu că nu trebuie să fie atât de supărat pe acea fază, ci mai bine, zic eu, și vă spun așa sincer, trebuia să fie supărat pe jucători, fiindcă jucătorii puteau să mai dea goluri, puteau să... N-au, repet, eu mă așteptam la un meci mai bun al lui FCSB. Da. Dar n-a fost să fie, apropo, așa cum vi s-a părut, cum vi s-a părut nivelul din acest derby cu FCSB? Tot jucați meciuri importante de 3-4 sezoane față de, nu știu, acum 2-3 ani. Nivelul ambelor echipe. Deci aici trebuie să vă spun că nu numai de echipele noastre, nivelul fotbalului românesc a scăzut foarte mult. Eu mi-aduc cu multă plăcere aminte de alte meciuri, acum 3-4 ani, cum a spus, acum 2 ani. Erau meciuri mai interesante, mai, cum să zic, bine, poate și faptul că de un an rucăm fără spectator arată, e teribil, e chiar, cum să zic, ciudat să fii și să vezi un stadion gol. Deci, să zic așa, nu mai este acel spectacol fotbalistic. Da. Poate că, nu știu, avem jucători mai puțin dotați, mai puțin tehnici, dar din păcate, ăsta e punctul meu de vedere. Nivelul fotbalului din România a scăzut. Și CFR Cluj implicit a scăzut. Dumneavoastră sunteți un om extrem de vechi la CFR Cluj. Dacă ar fi să faceți o comparație între echipa aia care bătea pe Old Trafford, pe Manchester United și echipa din ultimii ani, încotro înclină balanța? Păi este clar că spre acea perioadă, gândiți-vă ce meciuri frumoase am făcut pe vremea aceea. Știți că am jucat și atunci cu echipe foarte bune. Mă gândesc la Roma, când am jucat la Roma cu Ancel 2-1 și tot. A fost, nu știu, cum să vă spun, nu pot să le uit acele meciuri. Cum am spus și în Anglia și pe tot. Și ce să zic? Aici trebuie, de exemplu, să vă spun o întâmplare. Când așa, am jucat la Manchester, a fost și Bobby Charlton la meci, sigur, el este acolo, sir. Și la sfârșitul meciului, știți că a venit și ne-a felicitat. Unul dintre colegii mei a spus, da, zice, mulțumim, dar știți că am avut și noroc. Ei, trebuie să vă spun că Bobby Charlton a spus foarte respicat și tare. Nu! Ați fost mai buni. Da? Da, a fost fantastic. Deci vă spun, este, pentru mine a rămas în memorie și nu o să uit niciodată. Dar a spus-o așa, cum să zic, puțin răspicat și tare. Nu. Ați jucat mult mai bine ca și noi. Ați fost și dumneavoastră la acea partidă din Anglia, nu? Da, absolut. Am avut marea plăcere să stau chiar după meci. Deci, altul ne-a invitat la... știți, nu în lojă, ci în spatele lojei. Am stat cu dânsul la o masă. La un dineu oficial, așa. A fost un dineu și neoficial. Este un dineu oficial înainte de meci. Sigur, cu staful echipei vorbesc. Știți cum se obișnuiește. Și am avut marea plăcere să stau de vorbă cu Bobby Charlton. Acum vă rețin un pic să vă spun. Spune, pe vremea aceea, eu am scris copiilor mei, băieții mei, uite, sunt la masă cu Bobby Charlton. Și băiatul meu cel mic a scris, tu știi cu cine stai la masă? Tu știi câte goluri a marcat? Și mi-a trimis. La care m-am ridicat și m-am dus la Bobby Charlton și am arătat pe telefon, uite, zic, discut cu băiatul meu și îmi spune câte goluri ați marcat.
a fost foarte impresionat și a zis, fantastic, băiatul tău știe. Era emoționat. Iar așa cum am, și mai repet, după meci a venit și ne-a felicitat. Da. Mai ajungeți acolo la masa bogaților, domnule Gadola, în viitor apropiat? Sperăm. De ce nu? Sperăm. Deci noi sperăm mai departe, să știți, ne luptăm, nu o să... Eu mai sper să vă întreb în contextul în care acum e din ce în ce mai dificil ca o echipă din România să ajungă în grupele Champions League. Am văzut ce s-a întâmplat în ultimii ani, când ne tot împotmolim prin preliminari. Ok, ați fost în Europa League, au mai fost și alte echipe în Europa League, însă drumul către masa bogaților ne-a cam fost blocat și ne tot e blocat în ultimii ani. Deci este un drum greu, dar hai să spun, nu imposibil. Iată, am avut și cine se gândea înainte cu, hai să zicem, 7-8 ani că noi vom juca la Roma, la Manchester, vom câștiga, nici poveste. Nu, dar iată că visurile acelea la care visa și atunci conducerea clubului s-au îndeplinit. Au fost până la un moment dat. Știți foarte bine că nu ne-am calificat în grupe din, hai să spun așa, noi ne-am bucurat de acea victorie, știți, care am avut-o în Anglia, dar pe de altă parte eu stăteam pe telefon și știți, atunci la Bern a fost o câștigat și s-au calificat ei, a fost puțin tristă. Deci a fost o victorie puțin tristă. Dar asta lăsăm. Astea eu vreau să vă spun că mergem înainte, luptăm și noi sperăm să fim, să ne calificăm și mai departe, să jucăm. E normal. Asta e fotbalul. Da. Sportul. Lăsând la o parte aceste povești frumoase din istoria CFR-ului, să revenim un pic către poveștile noastre din Liga 1 de actualitate cu arbitrajele. A stârnit și voi acolo la CFR Cluj așa o mică furtună, niște discuții cu acea scrisoare în care refuzați, cerea să nu mai fiți arbitrați de Ovidiu Hațegan. Cum s-a ajuns aici? A fost decizia clubului să rugăm, să zic eu, să nu mai delege pe Hațegan la meciurile noastre. E ceva, cum să spun, din păcate e o chestiune tristă, nu-mi plac aceste, pot să vă spun, nu-mi plac scandalurile de acest gen în fotbal. Fotbalul este un sport, trebuie jucat corect, trebuie făcut corect, dar sigur la nivelul nostru, la nivel de club s-a luat această decizie, fiindcă, așa cum a spus și Marius Bilașco, am ajuns la saturare, nu mai putem. Totuși, CFR Cluj a beneficiat de erori pro de arbitraj în acest sezon. Sigur, păi asta e fotbalul, de asta vă spun. Sunt greșeli de arbitraj, sunt normale, de-aia zic, dacă ar fi varul, s-ar elimina foarte multe, au fost și pe vremuri greșeli de arbitraj. Haide să fim clar, deci orice, multe, am văzut și meciuri, vorba aceea, am văzut și finale de Champions League, am văzut meciuri, să zic eu, un erori de arbitraj în campionatele mondiale și altele. Dar de asta aș spun, cred că și din acest motiv s-a introdus și la nivelul, să zic eu, în multe țări, varul, ca să elimine și să fie un sport corect. Să eliminăm orice dubii și greșeli de arbitraj. Se discută prea mult voite, de arbitraj, domnule Gadola? Voite sau nevoite, spun aici. Voiam să vă întreb dacă se discută mult prea mult de arbitraje, când de fapt poate ar trebui să vorbim mai mult de realizările jucătorilor, de faze, de idei geniale ale antrenorilor. Asta este, asta vă spun. Pentru mine, pe mine mă deranjează aceste lucruri, știți, cu arbitrii. Ar trebui să vedem, să facem sport, să facem fotbal, să avem jucători buni, să avem strategii bune și altele. Și să marcăm goluri, goluri corecte și frumoase, nu... Da. Nu cu arbitri. Două puncte avans pentru CFR Cluj la jumătatea play-off-ului. Mai sunt 5 etape, 5 finale pentru fiecare. Toată lumea folosește termenul ăsta de 5 finale. Dumneavoastră v-ați făcut calculele pentru titlu? Păi, pentru noi avem un, cum să zic, un singur obiectiv. Să câștigăm toate meciurile. Jucăm. Fiecare meci este o finală sau o finală de, pentru campionat. Fiecare meci este foarte important. Din păcate, sigur, din cauza acestui program, trebuie să vă spun cumva infernal, gândiți-vă că mâine jucăm la Clinceni, după mergem la Craiova, după aia la Botoșani,
Bine, venim acasă, Botoșani, umblăm, știți cumva așa. Păi astea sunt echipele, domnule Gadola, cu asta e, trebuie să face și deplasări, unele mai scurte, altele mai lungi, și asta este. Asta este, dar este, să știți, este din păcate, acum mă plâng și pe partea, deplasările astea sunt destul de grele, să știți. Trebuie să vă spun, râd, fiindcă astăzi dimineața citeam un articol unui prieten care îmi spunea că el nu o să prindă autostrada Cluj-București, să circule pe autostrada Cluj-București. Mă leg de asta, fiindcă și aceste deplasări sunt obositoare. Vreau să vă spun că în zilele astea mă gândeam că noroc că nu trebuia să venim acasă cu autocarul sau cu în timpurile astea, încă știți foarte bine ce nebuni au fost pe șoselele din România. Ce... Da, din păcate. Noroc, nu trebuie. Dar, repet, toate echipele sunt, să zic eu, în aceeași situație. Le e greu pentru tot. E foarte greu să joci din 4 în 4 zile, să am spus, dacă ai avea avion Cluj-Botoșani, da, pac, ai urca, ai fi într-o oră acolo, n-ar fi nicio problemă. Dacă mergi cu autocarul, e vorba de 6-7 ore. E oboseală, știți? Da. Voiam să vă mai întreb, domnule Gadola, dacă sunteți mulțumit de mandatul de până acum al lui Ed Iordănescu. Da, eu îl consider un antrenor bun, un antrenor foarte bun. Vă rog să mă credeți, sunt mulțumit și impresionat în bine. Că chiar mă bucur, mă bucur mult că știe să țină și echipa, face, muncește, le explică, e bine, eu zic că... Ce credeți că s-a schimbat de bine față de perioada Dan Petrescu, de exemplu? Păi, cum să zic, Edi Iordănescu este mai înțelegător. Și poate mai... zic înțelegător în sensul că mai ascultă, ascultă și de jucător, în sensul că mai lasă și după ei. Dan era puțin mai dur, mai tare și știți cum, zicea, ai lățimea asta de 10 metri, aici te duci. Nu te duci nici în stânga, nici în dreapta. Nu, îi pedepsea dacă... O spun acum metaforic, mă înțelegeți? Da, 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 da. Eddie este mult mai larg, mai înțelege, discută cu ei, este mai permisiv, este ca un părinte. Poftim? Este mai permisiv? Mai permisiv și ca un părinte, știți? Așa și aș spune, este un antrenor ca un părinte. Are discuții cu jucătorii frumoase, tot îi înțelege, le spune altfel. Dan era mai dur. Nu, asta este. Dacă azi e marți, așa jucăm. Da. Și spuneți că dumneavoastră preferați tipologia antrenorului Edi Iordănescu în detrimentul tipologiei Dan Petrescu. Deși v-a adus trofee considerabile în vitrină și Dan Petrescu. Aceasta este concluzia. Fiindcă trebuie să spun, Dan Petrescu cu stilul lui, cu tot ce a făcut, cum a jucat, a adus 3 trofee. Deci nu pot să neg asta. Este foarte clar, respect și a fost deosebit. Așa cum, chiar dacă știți foarte bine, îl critica toată lumea că nu joacă fotbal, că este antifotbal, că așa, dar iată că a reușit și până la urmă contează punctele. Da. Am văzut că CFR Cluj deja se gândește la strategia pentru sezonul viitor. Ați bătut palma din ce înțeleg cu Rashid Buena, fundașul celor de la Sepsi, dar și aici s-a născut un scandal. Ați văzut declarațiile celor de la Sepsi, declarațiile lui Attila Hanaghi, oficialul. Vreau să vi le citesc eu acum, referitoare la transferul lui Buena la CFR Cluj. Buena ne-a dezamăgit, chiar am vorbit cu el acum 2 săptămâni, ne-a tot dus cu Zăhărelu, că nu a semnat, că se mai gândește. Cred că a semnat în urmă cu 2-3 săptămâni cu CFR Cluj, așa cred eu. Dacă mergea la FCSB sau Craiova, chiar tăceam. Uite, înaintea meciului cu CFR Cluj din play-off, când a aflat că e în afara lotului, s-a dus glonț la Leo. Era și mincinos. De ce nu a venit să ne spună că a semnat? El cerea explicații de ce nu e în lot. Leo Grozavo a avut mare încredere în Buena, l-a pus capitan, i-a dat credit total. Cum ne-a răsplătit el? Ne-a mințit. Să nu uite că acest club l-a luat din a doua ligă scoțiană și l-a făcut fotbalist de cel mai înalt nivel. Păcat că s-a comportat așa, poate vede și CFR Cluj ce caracter a luat. A spus Attila Hanaghi.
Da, sunt puțin consternat că aud asta și cred că este spus la supărare mare și poate are și multă dreptate, dar astea sunt fotbaliștii, sunt oameni, au diferite caractere, nu știu acum el, cum a făcut, ce a făcut, este partea lui. Eu nu intru, știți, în asemenea lucruri, nu sunt implicat, eu sunt acționar, mai mult văd din afară. Chiar dacă corect, dar v-am prezentat reacția celor de la Sepsi vis-a-vis de această polemică. Se gândeau inclusiv că Boena a luat roșu intenționat în acel meci direct de acum ceva timp. Nu cred, nu știu, nu pot să spun că a fost intenționat, după cum am văzut eu. Da. Acum și jucătorii sunt oameni și au și ei anumite, știu eu, dorințe să joace aici, să joace acolo. Am avut și noi, să știți, jucători care au plecat de la noi și am crezut și eu, că v-am spus, eu sunt cu mulți jucători, îi cunosc, sunt apropiat. Și eram uimit când au, știți și ei, au impresar de se spune, hai acolo, fă așa, e mai bine pentru tine acolo, îți caut, îți fac. Și atunci, de, asta este. Acum e o decizie a lui personală, probabil cu impresarul. Da, Buena, deci e rezolvat de CFR Cluj, din ce ne dăm seama, da. Domnule Gadola, ne apropiem încet încet de finalul acestei intervenții și voiam să vă întreb, nu știu, presa vă contactează mereu pentru a comenta diverse rezultate ale CFR-ului, diverse evenimente de actualitate, totuși lumea nu știe atât de multe despre experiența dumneavoastră la CFR Cluj. Dacă puteți să le faceți așa un rezumat cronologic, când ați început dumneavoastră să investiți, când ați început munca dumneavoastră la CFR Cluj? Am spus că emisiunea este spre sfârșit. Dacă m-ați provocat așa, eu pot să vă povestesc mult timp despre. Așa, pe scurt, început. Pe scurt, domnul Gândola. Păi foarte pe scurt. Știți, povestea a început când CFR-ul era în divizia C. Arpi Pascanil, cu care eram într-o relație foarte bună, ne-a convins să sponsorizăm echipa. Eram în divizia C. Da. Dacă și vă spun, sponsorizările erau în jur de 1000 de mărci pe lună. Imediat, în al doilea an, am promovat în divizia B. Sigur, ne-am bucurat, a fost frumos, am ridicat sponsorizarea, da. Ca să zic așa, o să ajungem peste încă 2 ani în prima divizie, unde deja costurile sau sponsorizările au fost mult, mult, mult mai mari. Uh-huh. Ne-am atașat, trebuie să vă spun, ne-am atașat de această echipă, fiindcă am fost alături de ei, am muncit, am investit și nu numai bani, sigur, și bani mulți am investit, trebuie să spunem, cei trei acționari ai Energobitului am investit milioane de euro în club. Am fost, tot timpul mergeam și la meciuri, nu vorbesc numai cele de acasă, mergeam și în deplasări, tot. Ne-am atașat, suntem atașați echipei, știm și clubului. Sunt, cum să zic, momente care au fost foarte frumoase, pe lângă, știu eu, am avut și deziluzii, dar trebuie să spun că, așa cum am și început la începutul emisiunii, spuneam că am avut lucruri foarte frumoase, foarte plăcute. Da. N-am crezut că în fotbal vom avea asemenea, eu ca, trebuie să vă spun aici, ca om de afaceri, când mergeam în delegații, jucam în Europa League, acele mese oficiale și acele întâlniri cu cluburile cu care jucam au fost deosebite, să știți, am învățat foarte mult, foarte mult. Cele mai frumoase amintiri sunt astea în care ați interacționat cu diversi oficiali ai marilor puteri fotbalistice din Europa? Absolut. Mi-aduc aminte de doamna Sensi, a venit la noi aici, a participat, a fost extraordinar de fantastică, a venit la noi la masă și a zis că vrea să facă ea mâncare, i-am pregătit înainte cu mâncărurile care erau preferatele dânsii, a venit, a preparat, a fost ceva, o chestiune, cum să spun, multe lucruri, nu vă mai spun de alți și alți oameni, am cunoscut foarte mulți oameni, și de afaceri. Deci în Europa, să știți că acele mese oficiale
înaintea meciurilor erau cu oameni în speță care erau sponsori, erau sau cu primari, cu anumiți primari din localitățile unde jucam. Au fost deosebite. Ați fost aproape la un moment dat să deveniți acționar principal la CFR Cluj? Să preluați cumva puterea de la Pascani, mai acum, nu știu, 2013-14 pe acolo? Au fost niște, să zic așa, niște gânduri, dar n-am vrut niciodată să devin eu acționarul majoritar. A fost o chestiune de finanțe la care eu am spus că nu este normal și nu este corect. Eu lucrez într-o echipă, suntem mai mulți și... Cum să vă spun, știți istoria Energobitului. Noi am fost trei acționari, suntem toți trei, am fost egal, am fost vicepreședinți, n-am fost președinte niciodată. Da. Deci am fost egal și am vrut să rămânem la fel de egal și suntem și astăzi la fel de egal în toate, nu numai în business, ci și la club. Avem aceleași procente acțiuni fiecare. Dar uitați, vă mai întreb un lucru apropo de activitatea dumneavoastră în club. E adevărată acea întâmplare din 2014, când CFR Cluj trecea printr-un colaps, avea probleme financiare, iar dumneavoastră ați resuscitat cumva financiar echipa care era în pericol să nu ia licența, cam cum a fost Dinamo anul acesta. Și știu că ați investit o sumă serioasă și știu că ați spus atunci că ați fost la 30 de minute să nu luați licența. E declarația dumneavoastră de acum 7 ani. O mențin. O mențineți. A fost adevărat. Da. A fost adevărat. Am vorbit atunci, pe vremea aceea, cu Iuliu Mureșan. Mi-a spus, era trist, era tot și am spus, gata, hai să o facem. Dar de ce a apărut acel colaps în anii 2013-14, după ani, după cât, 3 titluri luate în 6-7 ani și atunci? Au fost probleme financiare, au fost anumite, hai să zicem, greșeli în partea financiară a clubului și s-a întâmplat să nu avem bani atunci. Dar mă bucur că s-a rezolvat și iată că chiar a fost bine. A fost, să zic eu, un lucru care m-a convins Iuliu Mureșan și mă bucur că am luat acea decizie și am scăpat. Da. O ultimă întrebare și asta e chiar ultima, domnule Gadola. Cât timp mai rămâneți la CFR Cluj? În structura acționariatului, ca sponsor, ca ce vreți dumneavoastră? Păi, cât să zic că o să ne simțim bine. Atâta timp cât noi avem, să zic, ne simțim bine în club, vorbesc acum de partea de acționariat, este ok. Dacă nu, sigur, oricând sau dacă, zic așa, haide să vă spun, dacă, și fac aici iarăși o comparație cu firma, cu Energobitul, niciodată n-am crezut că noi o să vindem Energobitul. În momentul când am primit o ofertă fantastică, am fost de acord. Așa aici, dacă cine știe, dacă vine un investitor, știu, de oricare o fi, român, străin și ne oferă Sigur că acum noi vorbim că suntem legați și am fost și sentimental de club, nu e vorba numai de bani. Dar oricând poate întâmpla orice. Dacă va veni sau a dorit cineva să vină să facă o investiție mare și sigur va dori să fie, știu eu, majoritar sau știa, putem discuta. Dar deocamdată suntem în club și încercăm să facem ce se poate mai bine. Domnule Gadola, cam atât pentru această dimineață. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și vă dorim mult succes în tot ceea ce v-ați propus la CFR Cluj și pe plan personal. Să fie și sper să mă sunați și după ce luăm campionatul. Mai aveți loc în vitrină pentru medalii? Facem loc. Într-adevăr, în holul clubului nu mai este loc, dar o să lărgim vitrina. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Gadola. L-am ascultat pe Ștefan Gadola, acționar minoritar la CFR Cluj. Haideți să urmărim acum un reportaj realizat de colegul meu, Vlad Nedelea, la stadionul din Hunedoara, o altă arenă istorică din România care a ajuns, din păcate, într-o stare accentuată de degradare. Urmărim reportajul și revenim ulterior.
Da, am văzut reportajul realizat de colegii mei la stadionul din Hunedoara, însă discutăm acum cu Marius Manole, unul dintre vârfurile noii generații din teatrul românesc, cel care a fost spectator de lux la meciul pierdut, din păcate, de Simona Halep cu Elise Mertens ieri la Madrid. Bună dimineața, domnule Manole! Bună dimineața, bună dimineața! Ce faceți? Cum a fost experiența de ieri de la Madrid? A fost foarte greu, pentru că e greu și în fața televizorului, dar parcă pe teren e puțin și mai greu, pentru că e altă atmosferă și e totul chiar sub ochii tăi și îți vine să intri pe teren și îți vine să pui tu mingea cu mâna și îți dai seama că nu poți să faci asta și e complicat. A fost un meci greu pentru Simona, a fost un meci greu și pentru noi. Ce să facem? Asta e, dar se întâmplă. În continuare, Simona rămâne mare campioană și dacă va fi să fie Roma, cine știe, poate mergem și la Roma. Mulți români ieri în tribunele de la Caja Mágica din Madrid? Erau ceva români, bănuiesc că ora de vreme la care se desfășurat meciul i-a oprit pe mulți, pentru că ei muncesc aici în Spania, noi suntem în vacanță, dar ei chiar muncesc, și atunci au fost destui, dar eu mă așteptam sincer să fie și mai mulți, după care am mers și la meciul lui Horia Tecău. De data asta Horia a avut mai mult noroc, a și câștigat, a trecut de prima rundă. Da. La meciul de seară la Dominic Thiem, de exemplu, era sala aproape plină. Bun, cu distanțare, cu tot ce trebuie. Apropo de asta, impecabil organizat, impecabil arată turneul. Totul e minunat, toate de protecție sunt luate, e foarte bine. Asta vreau să vă întreb, cum a fost cu măsurile acestea de distanțare? Cum a fost cu capacitatea redusă la care a avut acces publicul, de exemplu? Da, sunt puțini oameni și te aștept să aud aplauzele la care s-auzeau odată, pe care le auzeam odată pe vremuri la televizor, când se ridica stadionul în picioare. Sunt foarte curios cum o să fie azi atmosfera și cum o să fie azi la meciul lui Nadal. Mergeți la acesta? În jur de ora 3. Da. Nadal joacă undeva spre ora 3. Nu, totul e foarte bine organizat. Din fericire, oamenii aici sunt extrem de precauți și pe stradă oamenii poartă mască în continuu și la stadion și peste tot. N-am văzut pe cineva cu masca sub barbă, n-am văzut. Dacă s-a întâmplat să uit, după ce am băut o gură de apă, să-mi pun masca, imediat a venit cineva și m-a avertizat că nu am voie să fac asta. Deci oamenii sunt foarte... sunt civilizați, ce să zic, mai mult. Voiam să vă mai întreb, domnule Manole, cum a fost ipostaza aceasta de a participa din nou la un show cu spectatori? Dumneavoastră știți despre ce este vorba, ați experimentat în ultima perioadă, din păcate, spectacole fără spectatori. Cum a fost să participați din nou la un eveniment la care simțiți suflul publicului aproape? Păi, în primul rând, că e foarte emoționant. E foarte emoționant și cu siguranță toată lumea se bucura că e acolo. Meciul Simone a fost un motiv de întâlnire pentru mulți oameni acolo pe stadion și într-adevăr oamenii, există un soi de emoție care înainte nu era și îți dai seama că ești privilegiat în secunda în care nimerești într-un astfel de moment și îți dai seama cât de torț era de fapt să fii în același loc cu mulți oameni, să trăiești aceeași emoție, să vezi reacțiile oamenilor, să simți că lângă tine mai e cineva și că nu ești izolat. Din fericire și noi am deschis teatrele chiar de luni, undeva pe la Teatrul Național, de exemplu, din București, după 15 vor avea loc spectacole. Pe 15 mai Teatrul Național pregătește un experiment, adică vom avea o sală plină cu oameni totalmente vaccinați. Deci cumva, ușor, ne revenim și noi și dăm drumul la... lucrurile vin spre normal, sper. Foarte bine. Să nu ne mai întoarcem. Foarte bine, cu toții așteptăm acea normalitate. O invita și pe Simona Halep la un spectacol de ale dumneavoastră, dacă tot ați fost ieri prezent la meciul ei. Simona Halep vine la teatru și vine destul de des. Adică a fost unde am jucat cam peste tot, până și la Green Hour s-a coborât împreună cu Horia, au fost la meciurile noastre, Michi Buzărnescu vine la teatru, Irina Begu vine la teatru, deci noi suntem foarte apropiați de ei, chiar dacă nu ne vedem cu ani, dar în public noi suntem, când noi la ei, când ei la noi, și ne bucurăm de prezența lor și ei se bucură de momentul de relaxare. Ei ne spun nouă că nu înțeleg cum facem noi cu emoțiile, noi le spunem lor că nu înțelegem cum reușim să depună atâta efort. Da. Deci ne respectăm și ne iubim reciproc, ceea ce e minunat. Oricum, Simona în curând va avea Roland Garros, cred că urmează după Roma. După Roma, Roland Garros, exact, da. Deci, da, va fi o perioadă cam complicată pentru ea de venit la teatru, dar poate după, cine știe.
Apropo de Simona Halep și cu asta încheiem, domnule Manole, am văzut în urmă cu câțiva ani o declarație frumoasă oferită de dumneavoastră, poetică, așa, referitoare la Simona Halep. Spuneați, teatrul este exact cum e Halep la tenis, e o jucătoare bună, dar dacă nu se întâmplă în ziua meciului să-i meargă mintea, să fie inspirată, să primească harul divin, să prindă energie, nu poate juca perfect. Ieri, din păcate, nu a fost un meci perfect pentru Halep cu Mertens. Da, sunt zile și zile și noi actorii avem zile proaste și ei au zile proaste, oricât te-ai antrena, oricât ai vrea de mult să câștigi, oricât de bun ești, sunt zile în care nu reușești, nu simți mingea, nu simți racheta, nu simți terenul, vine partenerul cu o energie foarte bună, de unde vine, habar n-am, se întâmplă. Dar și când câștigă cu 6-0, 6-1, ne bucurăm cu toții și o ridicăm în slăzi, după care ne întristăm și ne începem, avem și darul ăsta al nostru de a ne răzbuna pe sportivii care nu reușesc în fiecare zi, de parcă noi am fi performanți în fiecare zi. Da, din păcate, nu suntem nici noi performanți. Nu suntem nici noi performanți în fiecare zi și e bine să ne iubim sportivii și atunci când poate nu sunt în cea mai bună formă lor. Sunt oameni și cred că au făcut destul bine țării ăstea cât să le mulțumim de acum încolo. După părerea mea, după gustul meu, Simona Halep, dacă mâine se oprește și mai face nimic, a făcut pentru noi românii cu asupra de măsură. Adică mai mult de atât, deja e un bonus. Așa este. Domnule Manole, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. O zi bună în continuare și distracție plăcută la Madrid, pentru că ne așteaptă o zi plină de tenis astăzi. Suntem pe stadion și sunt foarte multe meciuri interesante, abia aștept. Și eu vă doresc o zi bună. Numai bine. Îi mulțumesc actorului Marius Manole pentru intervenție. Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit. GSP Live revine cu o nouă ediție mâine dimineață de la ora 9:01. Până atunci, rămâneți pe www.gsp.ro pentru cele mai importante știri din sportul românesc și cel mondial. Pe curând.